Bună ziua, bună ziua! M-am îmbrăcat așa pentru că o să mă apuc chiar de treabă. Sunt jos, acum sus mai am să pun perdelele, cu staternate peste tot. Trebuie să iau scara din garaj, cea mai mare scară, pentru că nu ajung. Și trebuie și jos, am mai șters ușa pe din afară, pe înăuntru, dar trebuie să pun ceva tot așa scara, să ajung pe din afară, să iau paiangeli, să șterg acolo. Vedeți că e înălțimea, pe din afară, e praf, pe din afară trebuie spălat acolo, jos e făcută. Să le iau așa încet, la camere, nu știu ce facem, pentru că aș vrea să zugravim puțin. Să termin eu tot ce am, să rămân doar pe camere până vine acel meseriaș să vorbim. Am vorbit, dar să vedem dacă este liber până atunci când am spus noi. Să fim și noi pregătiți cu tot. Aici avem niște flori, un geam, o să le scot afară. Le-am udat, dar degeaba s-a dus. Asta e coșul care l-am primit de la ursul de 1 martie. Asta a mai rămas verde în el. Zambila s-a dus, o să o punem afară în rond. Asta mai are ceva, ceva, o să o pun tot afară în rond la mine. O să îmi sau și eu rondurile, să iau și o vâxea să-mi fac bordurile, dar le fac încet, așa cum pot acum. Pot să mai fac și după pași, nu e neapărat acum. Am și gratile la ușă, la geamuri, tot așa trebuie vopsea să le dau pentru că sunt ruginite, n-au mai fost date de mult. Ușa pe din afară, ușa asta, grătarul de la ușă iar pentru că este urât. Acum să văd ce trebuie să fac să dau peste cap cât pot. N-am luat femei, n-am luat nimic, m-a ajutat și Mihaela. Sus la etaj a venit de multe ori, mi-a adus și apă, mi-a schimbat apa, gălețele, mucul, mi-a adus ce îmi trebuia, apă de băut, cafea, tot am zis ca să nu mai cobor. Oricum, m-a ajutat, era ceva. A măturat, a dat cu mocul și ea pe holul la mare. Este ceva. Când se aduce cineva și nu mai cobor eu. Pentru că scările, e greu pe scări. Aici nu prea sunt așa băienjeni cum erau sus. Sunt și aici, da. Tot cu scara, tot cu ceva, că nu, cât aș, am prelungit eu acel care au baiangini și am pus vreo trei cozi alea și prelungitor și o coadă de mătura, dar tot n-ajung. Aici este mult mai înaltă, de greu, e înaltă casa și la ușă și la geam, orice trebuie scară, nu ajung. Aș vrea să mut biliardul de acolo, să-l mut aici unde este birou, pentru că e mult mai să joace copiii când sunt acasă cu David, să nu mai intre acolo să facă urme pe hol, să murdărește tot holul. Granitul ăsta e foarte pretențios și să-l pun aici unde este birou mai la vedere să joace unde este birou și birou să-l pun acolo. Dar vedem acum cu cine luăm, pentru că este greu, este greu. Să-l mutăm acolo unde e birou. Să stea acolo, e mult mai liber, e spațiu și mai mare decât aici. Și mai bine acolo să joacă cum vrea, pe aici mai ștergem tot timpul. Dar tot timpul aici așa nu prea e bine. Astea o să le iau de aici sau le montez pe perete. Era dulapul acela unde era de pantofi la mine acolo în colț la bucătărie, dar nu mai este bun. Să vedem dacă mai merge reparat, dacă nu, o să-l duc sus unde am o cameră ca un depozit pentru lucruri așa mai scaune formate, ăștia. Când le-a venit timpul, o să le repar și pe alea. O să scot de aici din cameruța asta tot, aș vrea azi să o cameruță pentru jucării, ce mai este pe aici, să le asortez ce e bun, ce nu e bun, să le dau afară și să opresc numai ce e bun acolo ca să fac loc, mai mult spațiu acolo, acolo am aspiratorul, am multe, multe reșeuri, calorifere pe curent, le-am băgat acolo, dar o să aranjez și acolo.
pentru că altă dată nu mi-am ocazia. Masa mi-a rămas acolo, am niște scaune de la ea, la mine la bucătărie nu mai am scaune. O să-mi iau și altă masă să pun acolo. Asta e, să fim sănătoși. Aici e barul meu, o să șterg și pe aici, mai am câteva sticle, nici nu vreau să pun multe sticle de băutură, pentru că, na, așa mai puține. Dar trebuie să șterg spraful pe engine. Mi-am luat și de ăsta, mai finuț. Și am și de ăla mai tare, dar e acolo pe scaun. Și să-mi fac încet ușa. Nu, n-am mai ieșit afară deloc, aici în spate am ieșit doar pe prin față, absolut deloc. Nu m-am mai interesat, nici nu mai ies afară să filmez, pe aceea vă arăt așa. N-am mai luat nimic de aici. Să facă ce vrei, curtea lor, lucrurile lor. Ce am rămas și eu am rămas cu așa. Nici nu-mi trebuie mai multe. Furtunul acela care l-am cumpărat la robinet afară nu mai e bun de nimic, trebuie să-mi cumpăr un furtun lung. Vreau să iau un furtun lung, să mă sor de la robinetul ăla, pentru că doar la robinetul ăla avem apă. Și cum zice, să mă separ cu apa. Nu pot să mă separ acum, pentru că eu o să-mi pun apa asta din oraș, am totul tras, ceasul acela, totul. Dar trebuie contractul, trebuie un avans înainte, pentru că nu mai fac contracte așa. Au avut probleme de plăți și acum cer un avans. Apoi să fac cu ăla. Și să-mi fac un furtun deocamdată de la robinetul ăla din spate, să ajungă până în foișor ca să pot să spăl covoarele, foișorul, să mut ronturile, să măsor cât trebuie. Nu vreau să mai cârpesc pe ăla, să mai prelungesc. Vreau altul nou, mai subțire, ca să aibă presiune. Vedeți câte covoare am, trebuie să le spălăm. Să le spălăm întâi pe ele cele bune, alea le mai mari, persoane mai târzibile, că nu reușesc să spăl odată, că-s multe. Gardul meu arată frumos, acele bolduri vreau să le dau de la rând, să le dau cu vopsea. Să sap puțin. Am și ce grătarul, trebuie dat cu vopsea. Aici sus trebuie să mă urc cu scara, vedeți că am și ăsta aici. Să-mi iau pe engine și să șterg aici bine, bine, să dau acele instalații jos, trebuie să-mi țină Mihai la scara. Din altă casă, trebuia o schelă. Și să-mi fac încet așa. Trebuie bordurile neapărat date și să fac cum știu. I-a vorbit Alin să facem și foișorul ăsta, să-l spălăm bine și să-l lăcuim. Să mai punem lemne ce mai... Să-l mai închidem pereții ăștia, pentru că sunt mult, așa vine curent, e prea rar pe aici, așa, să mai băgăm. Să băgăm și ăștia tot acolo, să le bată în golurile ăștia. De aceea sunt aici, sporțile. Și trebuie să le băgăm. Jamburile la mine sunt curate. Am mai știut, dar sunt foarte curate. Am mai știut să piară. Stopelia și tot. Păișorul trebuie făcut, dar e prea rărit, așa, e prea curent. Să dau jos, să scot bara aia. Sârmele ce mi-a legat pe aici, pentru că mășele. Lemnul distrus. Acum să vedem dacă putem să le facem până de Paște. Să scoatem și cuptorul de acolo. Cuptorul trebuie făcut. La cuptorul unde frigem carnea, pe lemne, trebuie dat afară tot așa, trag după mașină, pe partea la altă băgat, că nu putea face foc aici în el. Face foc aici pentru că ia foc cu ișorul. Și trebuie aici în spate, la ei, în curte, ca să bagă carnea de Paște, mielul. Nu o să bagă nălă pe curent iar. Am văzut azi dimineață cum albecurile prin bucătărie. Ei nu erau acolo. Am văzut aici. Să văd cum ar becurile. Ei sunt în față și becurile ard. Să vede tot. Da, am zis să evit, nu mai vreau să mă duc să mai
Dar e curentul meu. Ce îl doare pe ea? Nu mai pot. În dușmănie. Mi-am închis să le-a rotundurile la uși, vedeți? E mult mai bine așa. Și să mă înfac treaba. Mă gândesc și la copii. Vă dați seama că mi-e greu. Mi-e greu, a venit căldura să joace prin curte, mi-e foarte greu. Când mă apuc așa noaptea, nici nu mai dorm. Mă gândesc ce o face și ori avea mâncare, ori avea bani. Ca orice mamă. Nu e ușor că sunt fericită pentru că ursul e plecat. Nu, e mai mare grijă. E cea mai mare grijă mea, asta. E foarte greu. Mi-e foarte greu că nu sunt și aici. Ei sunt în altă parte și m-a luat așa un... Aici mi-a dat Leonardo, le-am pus poza asta aici. Cu el și cu tata lui. Aș fi vrut să fim toți, dar nu s-a putut. Nu știu ce să mai gătesc. Vedeți, mă, am lăsat și mătura fără așa cia, pentru că vreau să le iau pe hol, am și găleata acolo. Nu mă apuc să pun pietrele singură, că o să cad de acolo. Vedeți că Dumnezeu mă nenorocesc. Trebuie scara luată din garaj să mă țină. Trebuia să le pun atunci în ideea ca să nu mai intru iar să mai fac urme. Asta e, mai fac urme, mai pică ceva, mai dau cu mătura, cu mocul. Am spălat și scările, am șters balustrada aia de la etaj, toată în stat jos, am șters-o. Numai cu cârpe fine, cu soluție, deja mult. Pentru că era numai praf, să punem praful, mai ales aici, fiind la stradă. Da, așa e bine, să facem și noi, că vine Paștele, toată lumea face, orice om, că de-ar fi de sărac, că tot își văruie gardul, își dă cu vară, cu orice, așa e. Fac și acolo să facă lucrurile lor, îmi pare bine. Aseară eu ștergeam geamul de la scară care am coborât și să dau porțile, să dau poarta mică pentru că zusă și aia rămăsă blocați, că zusă poarta s-a rupt la mama, mai era și aia la altă care umbla noi tot timpul pe ea ruptă, au adus pe cineva până seara întuneric la antena și-o dat la porți. Să fac lucrurile, așa să fac. Împreună nu o să facă numai o femeie sau patrona singură. Să vadă și câte trebuie acasă și era și mai bine să vadă când erau și copiii acasă, să vadă cum e, să... cum este grija de acasă și treburile și tot. Nu e așa numai acasă, stai plecat și e acasă să descurcă. Nu mai vreau să mai intru în nicio discuție. Ieri a intrat patroana aici și a filmat pe Alin când dormea în pat. Nu este frumos din partea ei să intre după încărcător, cum zice ea, și să filmeze cum doarme. Păi, cum să intri să filmezi pe cineva când doarme? Fii dezvelit. Păi și nu-i frumos așa. Prinzi ocazia să filmezi orice, orice, numai bani să iasă. Orice, nu mai se ține cont. Nu știu, unde eram, sub la etaj, nu știu, apucasem să merg sus și a intrat ea în camera. Acum și Mihai a zis, o să închidă ușa noaptea de acum, până dimineața o să închidă ușa aici, pune zăvorul pineuntru și o deschidem după aia. Păi nici așa să intre. Ușa în față este deschisă tot timpul, mai ales că vine și asistenta să facă injecțiile lui Alin, vine de dimineață, mă sună, mă duc, deschid poarta. Îți dai seama că mă duc și eu acolo în cameră, îi face injecția, că e somnoros. Să văd cum e. După aia plec, îi las în pace. Ce trebuie? Da, așa face ea. Ce filmeze când dorm. Ca să arată că dorm până la 12 sau... Păi unde să meargă dacă n-are Alin, unde să meargă de dimineață? Când este ceva să ducă la dentist, când are treabă? Și mai ales dacă n-au servici. Dacă n-au servici, nu se trezesc așa din noapte. Păi unde să meargă? Să meargă la ea să le dea activitate, să facă nu știu ce. Merg și la ea, văzut pe mine, să nu zică că stau în casă, că nu-i las eu să meargă, să vorbească cu Leu sau cu ea, că nu o bag în seamă, a dus-o și în oraș cu mașina mea, n-am zis nimic, las-o ducă, n-am, că e femeie bătrână, că vrea să-și cumpără și ea. Am zis toți ca să fie bine să nu mai pună gura pe Alin. Îmi pune gura pe Alin, Alin tot timpul se învolăvește, injecții și toate alea.
Am zis, lasă, ducă și la ei, lasă. N-am eu nimic, ceea ce am eu, am eu. Asta nu implică pe Alin sau să țină ursul dușmănie pe ei. Ursul, mai ales, numai el, când și-o dori să vină acasă, să mai stea și acasă, nu știu cum să zic, că... Da, s-a obișnuit acolo. Mult mai liniște, mult mai relaxat. Numai când vine, a mai venit atunci când a venit așa și vede acum cum e stres, așa, agitație, parcă nu mai este obișnuit. Dar copiii trebuie să mai stea și acasă, să zicem, o săptămână, două, să mai stea și aici, la Strehaia, la țară, să zicem, după aia să mai ducă și la el. Eu așa zice că ar fi frumos, să mai stea și aici, după aia mai duc și la el. Acum a zis el, cum este mai bine. Și vreau neapărat să fac camera lui Alin, bine că contribuie și el la treaba asta, să-și ugrăvim, aș fi vrut să pun alte perdele mai ușoare, de vală, numai cu volanul prea grele, s-a rupt șina din tavan. La Alin în camera a ieșit șina la mijloc, acolo s-a rupt, e perdeaua mea. Să fac și camera asta, altă dată o să facem și volul ăsta și camera mare. Să mai facem și noi câte ceva așa în băile alea, pentru că s-au făcut urâte de la apa aia urâtă. Apa a distrus toată grestia pe jos, a îngălbenit tot. Orice soluție, aș spune, am cu cele mai tari soluții. Am lăsat să își facă efectul, degeaba nu o să face, doar altă gresie, nu știu, altă faianță, tavanele mai coborâte la baie, un pic mai jos. Dar încet, nu pot să le fac toate așa, că n-ai cum. Trebuie bani să te ocupi numai pentru treaba asta, când intri la construcții trebuie să te ocupi să cumperi. Noi nu putem că n-am. Ceea ce facem și noi, bani de cheltuială, bani care mai fac datorii, că vine luna, le dau, e bine și așa. Nu o să mi-ajungă mie toată luna, pentru că sunt multe de făcut, sunt multe, na, mai trebuie să plătești, mai trebuie să faci aia, sunt multe. Mai și mâncăm, trebuie să mâncăm. Da, nu e asta problema, să fim sănătoși, să nu fim alți, să nu fie alte probleme mai grave. Ăștia nu e nimic. Și nu că nu le-am zis eu să nu mai vină în casă. Nu le-am pus interzisă. E problema lor și am făcut acolo condiții, au de toate. Asta e. Așa a fost să fie până la urmă. Asta a fost. Până la urmă așa a fost să fie, fiecare să își vadă de treabă lui, pentru că și așa nu mai aveam nimic. Știți, cu Leo n-am mai avut nimic. Ani de zile, numai scandal, numai celor mai era. Nu ne mai da bufar, ură și dușmănie. Nu este numai pe, nu este de filmări că facem așa și după aia vorbim și nu știu ce. Este adevărat. Nu avem nimic, nu mai vorbim nici înainte, și când dormea aici. Făceam curat când pleca, așa nu puteam să intru în camera sau în baie. Sau. Numai când pleca, făceam curățenie, puneam la pont. Nu mai este. Dacă nu mai merge, nu mai mers. Nu poți să forțezi un om să obligi, să-mi spună mie, împacă-te sau că e bine pentru familie. N-am putut. Dacă n-am putut, ce puteam să fac, să mă prefac? N-am putut. Așa a fost să fie. Cât o vrea Dumnezeu să mă țină și pe mine, asta e. Alt. Nu pot să mint, nu pot să mă fac de ochii lumii, că mi-e bine, că vorbim, să mă întorc. Nu pot, dacă așa e firea mea, nu pot. Prieteni, vă mulțumesc, vă doresc o zi frumoasă, multă sănătate și o să mai revenim. Nu știu ce să fac de mâncare, nu mai știu ce mă gândesc. Aici am făcut și cartofi la cuptură, aici la ragaz, foarte bune, am mâncat Alin și aseară cu sare, n-am vrut să îi le încălzi la mică une, pentru că sărăciseră, n-am mâncat atunci cu Alin. Am mâncat aici așa. O să mă mai gândesc ce să fac de mâncare și apoi să mă apuc de treabă. Să mai fac, să scot din cameruța aia de sus, care unui barul, să scot tot. Lucruri, pantofi care nu mai sunt, încălțăminte bună, am saci cu haine de ale copiilor mici, o să le pun tot așa care le dau afară, să le dau la cineva, la copii. Sunt multe haine, multe lucruri, care tot luam din șifonere de aici, rămâneam mic și duceam acolo, duceam
Și o să le asociez, să le dau la femeia aia care a ajutat pe patroană, dar n-am mai văzut-o de mult, pe Sonia, pentru că are copil mic. Am și de ale mele, o să-i le dau ei și să le poartă, că e păcat. Sunt haine bune, nu sunt vechituri, nu sunt rupte. Dar n-am mai văzut-o, că am încercat să sun și e telefonul închis, era cu copilul la spital. Nu mai trebuie să-mi fac o dată, numai să nu uit, când ies, să dau pe la ea. Să o chem ca să-i dau și hainele și dacă poate să mai mă ajute și pe mine măcar la covoare. Pentru că sunt multe covoare și nu pot eu să le frec cu peria pe toate. Dacă nu, îmi spăl încet așa cât pot. Da, neapărat îmi trebuie un furtun. Nu pot să mai nădesc, eu l-au făcut numai bucăți, furtunul meu l-au rupt, l-au tăiat în toate felurile. Să-mi nădesc, să sară apă peste tot, numai bucățele. Să aveți o zi frumoasă și multă sănătate vă doresc tuturor și vă mulțumesc pentru tot și îmi cer scuze că n-am mai răspuns, poate că am fost și obosit, am vrut să dorm și nu prea mai răspuns. Vă mulțumesc din suflet și nu uitați să mă urmăriți și pe Facebook, Anca de la Strihaia. Așa este contul, nu mai știu. O să mai pun și filmulețe și pe Facebook. Vă mulțumesc din suflet, pa, pa.